Viitoarele mămiși din Zalău, programate să nască în următoarele 4 luni, nu mai trebuie să-și facă griji cu privire la locul în care vor naște. Conducerea Spitalului Județean de Urgență Zalău a infirmat zvonurile potrivit cărora, pe durata lucrărilor de reabilitare, secția de maternitate și sala de naștere va fi mutată la Șimleu Silvaniei. Managerul spitalului, Laurențiu Barna, precizează că lucrările de reabilitare vor începe cel mai devreme la sfârșitul acestei luni, după ce în data de 10 august a avut loc licitația pentru desemnarea executantului. Potrivit acesteia, lucrările nu ar trebui să dureze mai mult de 2-3 luni, interval în care sala de nașteri va fi mutată într-o altă parte a spitalului, nestabilită deocamdată, în timp ce pentru efectuarea cezarienelor și a celorlalte intervenții chirurgicale ginecologice va fi alocată o sală de operații din blocul operator principal. Valoarea lucrărilor de reabilitare este estimată la aproximativ 1 milion de lei, banii provenind din bugetul Ministerului Sănătății.